Bună ziua, Silvian Pena este numele meu. Trebuie să mă prezint, am 50 de ani, aproape, peste câteva luni, 3 copii. Sunt directorul general al unei firme de security, Gardoan. Sunt absolvent de Universitatea Politehnică București. Secția mașini, Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. Am un masterat la ASE în managementul calității. Mai am niște specializări de business, un fel de MBA. Și pe domeniul meu de security. Am absolvit diverse cursuri de tehnician, sisteme de securitate sau manager de securitate. Deci ce pot să spun că lucru cel mai important în viață să înveți permanent. Niciodată nu se termină și poate asta este frumusețea vieții cu cât citești și afli mai multe lucruri. Vorba lui Socrate, afli că știu că nu știu nimic. Cum ați ajuns până în acest moment în viață, să zicem, din T0, de când erați mic până acum? Care au fost punctele de inflexiune care v-au adus aici? M-am născut într-un sat. Nu ai auzit, sunt sigur, de Uda Paciurea. Așa. Undeva la intersecție între lunca Dunării și a Oltului și Câmpia Română. Uda, normal că vine de la ap, o casă din marginea satului care era tot timpul udată de primăvara de vărsare a Oltului. Iar Paciurea de la numele unui boier, Paciuris, care avea acolo moșie pe vremuri și care a construit și biserica din sat. Deci aș putea să spun că m-am născut într-un sat uitat de lume, de la marginea țării. Momentul care m-a marcat o bună perioadă de timp în copilărie și pe care l-am înțeles ulterior a fost că sufeream de o ușoară dislecție. Ce însemna asta? Că aveam un... Nu reușeam să transform în sunete literele. Adică știam să citesc literele pe fiecare în parte, dar nu reușeam să le citesc într-un cuvânt. Și chestia asta m-a marcat bine pe vremea aia, în 1971 m-am născut, deci 78, 79, 80. Erau puține cunoștințe despre această, nu pot să spui că este o boală, dar este o deficiență peste care cu ajutor copiii pot trece ușor. Pentru mine a fost un șoc la vremea respectivă, pentru că învățătoarea îi spunea mamei că ar trebui să merg la o școală ajutătoare, ceea ce a fost o întreagă dramă în familie. Mă rog, am reușit să citesc memorând imaginea cuvintelor scrise. Și încet, încet am ajuns în clasa a patra, a cincea și am depășit acest moment, dar am reușit să trec peste lucrul ăsta. În momentul în care am citit, depunând mai mult efort și căpătând în felul ăsta încredere. Încrederea în mine a fost cea care m-a
ajutat să trec peste acest eveniment. Ok. După acest pas, mai încolo, către liceu, facultate, ați avut momente care v-au marcat? Nu pot să spun neapărat că a fost la fel de șocant, dar faptul că am descoperit niște personaje în cărțile pe care le citeam, faptul că eram într-un, așa cum am spus la început, într-un loc uitat de lume. Pe vremea aia, nu știu dacă tu ai prins, în care nu exista televiziune, internet, și iar cartea reprezenta pentru un copil evadarea într-o lume fantastică pe care nu ți-o închipuiai. Am ajuns la în alte locuri din țară, la mare, la munte, puțin mai târziu. Așa că în cărți vedeam o lume pe care doar puteam să mi-o închipui. Mai târziu, ce pot să spun? Am crezut că după ce am terminat facultatea, s-a încheiat cu învățătura. Și citeam cărți doar așa din reflex, din plăcere, în special beletristică. Abia când am întâlnit niște oameni, niște profesori, sau am citit biografiile unor oameni importanți, mi-am dat seama cât de mult înseamnă continuarea cititului și pregătirii personale. Ceea ce cred că nu am avut, nu am simțit eu în școală și în școala românească, poate că nu se învață lucruri elementare. Spuneam despre încredere, dar lucruri despre virtuțile umane, despre dreptate, sinceritate, adevăr, lucruri în unele locuri din lume, astea sunt tratate la biserică sau în budiștii, în special, discută, spun asta despre budism, copiii mei au fost într-o tabără 2 săptămâni, într-o tabără budistă, într-o mănăstire budistă. Și am fost curios ce au învățat acolo. Și lucrul ăsta spuneau, aveau ateliere despre virtuțile umane. M-a fascinat și mă gândeam ce minunat ar fi fost să discut la o vârstă fragedă ce înseamnă modestia, ce înseamnă adevărul. Cred că m-ar fi ajutat foarte mult lucrurile astea. Dar dacă ați fi să dați 3 sfaturi de acum Silvianului cel mic care era la școală, care ar fi acele 3 sfaturi? Da, sunt niște lucruri pe care le-am descoperit la mine. Greșelile pe care le faci pe propria piele, le simți mai mult decât
Ideal ar fi să înveți din greșelile altora, dar nu totdeauna se întâmplă lucrul ăsta. Dar ce am observat, lucrurile, să zic, cele mai importante trei lucruri care m-au ajutat pe mine în viață, a fost încrederea în mine, apoi organizarea totdeauna mi-am dat seama că dacă aș pune organizare strategică, cum spuneai tu la început, dacă îmi stabilesc locul unde vreau să ajung și înțeleg locul de unde pornesc, îmi este mult mai ușor să urmez această cale. Deci, important am simțit că este să îți găsești calea și să fii atent la lucrurile de detaliu care te uneori pentru mine și apropiații poate spun cred prea mult în niște lucruri insesizabile, mărunte care se întâmplă lângă mine, dar eu cred că sunt niște sincronicități care îmi confirmă mie calea pe care am pornit. Și ca să revin la întrebarea ta, un alt lucru important este legat de timpul pe care îl petrec în rezolvarea unei probleme. Nu pot să mă concentrez mai mult de 20 de minute asupra unei probleme. Și atunci cred că este important ca în perioada respectivă să fiu cu totul în problema respectivă, focusat, să nu mai fiu deranjat de muzică, de telefon, de un mesaj, de... Știu că dacă în 20 de minute nu am rezolvat o problemă, trebuie să mă opresc și să o iau altă dată de la capăt. Foarte bună. Asta ar fi. Acum mi-ați dedicat la fileu alte câteva întrebări. Urmează. Cum creșteți încrederea copiilor dumneavoastră în ei înșiși? Două lucruri. Nu-i cert foarte tare. Deci nu le tai avântul. Și încurajez. Le permit să aibă niște experiențe, chiar dacă sunt greșite. Și să tragă singuri concluzii. Mi-am amintit acum că am citit lucrul ăsta și într-o carte de parenting, dar am citit și într-o carte de business. Nu știu dacă te pasionează bursa de valori, există un indicator Rogers care provine de la numele unui mare om de afaceri, Tim Rogers. Are o carte Aventuri bursiere sau ceva de genul ăsta, în care povestește despre cum a pornit el mai multe afaceri. Și abia după ce a trecut prin două falimente, a treia inițiativă a fost de succes și a înțeles unde greșea. Dar ideal este să faci greșelile astea cât mai devreme, să înveți cât mai târziu să profiți.
cum își găsește un copil calea? De exemplu, copiii dumneavoastră, încercați să-i direcționați, să-i ajutați, să... Oricum, probabil, diferența față de anii trecuți, acum mulți ani trecuți, în care aveai o cale sau un job sau o carieră, una singură, acum sunt multiple cariere pe parcursul vieții, s-ar putea să înceapă pentru început să fie balerin, după care să devină programator în inteligență artificială, după care să se apuce de altceva. Cum îi direcționați? Da, asta este specific copiilor. Ei își aleg, când sunt mai mici, modele, nu știu, din desene animate sau benzi desenate sau din cărți mai târziu. Mi-amintesc că una dintre fetițele mele vrea să fie frizer când era mică. Iar de ceva, acum au 15 ani, iar de vreo 3-4 ani spune că vrea să fie șef, bucătar, este pasionată de gătit. Nu am făcut decât să o încurajez. Mi s-a părut, la început am zâmbit și am văzut că o meserie de bucătar, acum toți copiii ar fi trebuit să își dorească să fie avocați, nu mai știu ce își doresc. Ar trebui să-mi spui tu pe cum se numesc cei care promovează pe internet. Marketer, influencer, blogger, influencer, YouTuber. Așa, influencer, da. Faptul că ea vrea să fie bucătar, mi s-a părut interesant și o susțin. Dumneavoastră citiți cărți? Ce cărți citiți? Păi da, ți-am spus că la mine în casă se citește. Și mi se întâmplă să am mai multe cărți pe noptieră. Citesc cel puțin o oră pe zi. Citesc și beletristică. Îmi plac foarte mult cărți istorice, dar jurnale în care afli lucruri personale ale unor mari personalități și cum au ajuns la un anumit nivel, cărți istorice, dar și, de ce să nu recunosc, cărți ezoterice despre religie, istoria religiilor, a lui Mircea Eliade, să zic că a fost așa o treaptă de la care am început sau mi-a deschis un drum către partea asta ezoterică. Adică am citit Greg Braden, Joe Dispenza, Harari, Yuval Noah Harari, Osho. M-au pasionat și m-au făcut să înțeleg niște lucruri despre lume și viață. Da, cărți de psihologie de la prietenul nostru comun, Marius. Am primit cadou în iarnă o carte autobiografică al unui psihiatru, Irving Yalom.
un psihiatru american de origine rusă, dar evreu, de fapt, născut în Rusia, dar de origine evreiești. Și apoi am citit și niște cărți de beletristică scrise de Ialom, foarte interesante. Nu știu dacă îți spune ceva, că este un bestseller, Minciuni pe canapea și Plânsul lui Nietzsche. Pe mine, istoria religiilor lui Eliade, care mi s-a părut o carte foarte grea și am abandonat-o de vreo două ori. Foarte, da, așa e. Efectiv, nu înțelegeam ce scrie, trebuia să o trec din nou. Foarte, foarte grea. Da. Uite, pentru copii, eu mă chinui să le recomand niște cărți care mi-au plăcut mie. De exemplu, este o carte care sunt mai multe cărți ale unui preot tibetan, Lobsang Grampa, Muntele Sacru, Roba Tibetană și Al Treilea Ochi, parcă, da. În care povestește copilăria lui din Tibet. Cum a ajuns să devină preot tibetan. Osho are o astfel de carte. Copilăria, amintiri din copilăria de aur sau ceva de genul ăsta. La fel, foarte interesantă și educativă pentru un copil. Marele yogin, Yogananda, are o carte la fel despre copilăria lui. Ar fi interesantă pentru copii. Momentan, copilul meu cel mic a scorat cel mai bine la Harari, prima carte, Sapiens. Ah, da, și a apărut o variantă și pentru copii cu benzi desenate. O are acum în mână băiatul meu, care e mai rebel așa, și am zis că o să prindă benzile desenate. De ce vârstă au copiii? 15 ani peste 2 săptămâni. Toți? Toți. Sunt tripleți, da. Foarte tare. Dacă ar fi să dați un mesaj copiilor, să vă uitați la ei și să le ziceți un mesaj apropo de citit, învățat, care ar fi acela? Un mesaj. Am citit un Haruki Murakami. Îți place Haruki Murakami? Romanele lui fantastice. Dar are și un roman autobiografic legat de pasiunea lui pentru alergat. Și romanul începe cu un citat pe care și el spunea că nu știe de unde l-a auzit. Eu am mai citit în niște cărți citatul ăsta și era atribuit lui Buddha. Și era ceva de genul că durerea este obligatorie, suferința este opțională. Normal, când citești, nu o să te doară. Dar pentru copii, dependența de telefon, de televizor, de internet, da, pot să o consider dureroasă. Și doar trecând peste acest inconvenient,
descoperi o lume minunată a cărților. Și acum mi-a venit în minte cum poți să faci lucrul ăsta, că dacă citești o singură dată, este, nu înseamnă nimic. Trebuie să devină un obicei. Și abia citeam că acele sinapse neuronale se fac abia după repetarea de vreo 60 de ori a unui lucru. Deci până să devină obicei. Deci ia cartea 60 de zile, în fiecare seară la ora 6 și stai o oră cu ea și o să descoperi o lume minunată.